și Maxim Gheorghe nu îndeplinesc dispoziția primită și nu formulează un răspuns favorabil dumnealui la un chestionar abuziv impus de către acesta și trimis salariaților în perioada concediului de odihnă. Sindicatul Teatrului pentru Copii și Tineret Vasilache face următoarele mențiuni. Suspendarea contractelor de muncă ale susnumiților nu are temei legal, încălcând prevederile Codului Muncii, articolul 52. Managerul instituției își fundamentează decizia pe formularea cu bună știință a unor neadevăruri. Punctul 1. Regizorul Marius Rogojinski s-a aflat în concediu medical în perioada 8-11 august 2016 și nu 9-11 august 2016, așa cum este prevăzut în articolul 4 al deciziei date ieri. Contractul domnului Rogojinski Marius cu Complexul Muzeal Bucovina s-a desfășurat pe perioada 12-14 august 2016 și nu pe 11 septembrie 2016, așa cum este scris în decizia de ieri. Deci, atenție la data înscrisă în decizie. Managerul nu a prezentat sub nicio formă o constatare a refuzului repetat și constant al domnului Rogojinski Marius de a-și îndeplini norma de muncă, montarea a două spectacole pentru 2016 și neîndeplinirea acestei norme pe 2015. Acum o paranteză. În fișa postului, acum menționez. În fișa postului nu este precizat numărul de premiere pe care acesta trebuie să-l realizeze într-un an calendaristic. Decizia nu reprezintă forma legală, neavând un ultim punct foarte important, prin care să se specifice modul și perioada de contestare a acesteia, având în vedere suspendarea și întreruperea unor contracte de muncă, fără temei legale. Scopul vădit de a menține un conflict deschis cu colectivul Teatrului pentru Copii și Tineret Vasilache s-a manifestat și prin faptul că la ședința convocată de acesta ieri, deci pe 6-a 9-a, în loc să aducă la cunoștința angajaților programul de activitate așa cum era prevăzut, managerul a încercat o acțiune de intimidare a angajaților prin a-i determina cu orice preț de a răspunde unui chestionar administrativ, repetăm, fapt abuziv și ilegal. Întâmpinând opoziția, în ghilimele, a colegilor de mai sus, de a da curs acestui abuz decizional, a luat hotărârea fără precedent în istoria instituției de a continua să suspende activitatea instituției până pe data de 8 septembrie 2016, culminând cu suspendarea contractelor de muncă a celor pe care i-am numit mai sus. Cum veți constata din citirea deciziei 15 de pe 6 septembrie 2016, toți cei vizați au dat un răspuns chestionarului, doar că, repet din nou, acesta nu a fost unul favorabil în opinia sa pentru domnul Floricel Vasile Aionițoae. Solicităm opiniei publice, Consiliului Local și Instituției Primarului destituirea din funcția de manager a domnului Floricel Vasile Aionițoae pentru ca activitatea Teatrului pentru Copii și Tineret Vasilache să-și poată relua cursul normal.